Vai de mișor, caracol. Caracolul, cum se știe, respectăm tradiția, domnul Carlos. Pe care să degustăm? Nu mă fac din caia, mă. Una de pere, superb. Palinca de pere. Murim. Leu, doamne, ce căldură e în Palermo. Toți cetățenii, am scăpat și de punctul de control. Acum trebuie să ne căutăm bagajul. Ești gata, ești fericită? Și să găsim pe domnul șofer de la hotel care trebuie să vină să ne ia. Să vedem dacă îl putem identifica, dar mai întâi trebuie să așteptăm să vină bagajul. Hai să vedem. Îl găsim? Îl găsim pe bagaj? Ai găsit? Foarte bine, trage de el, hărțuiește-l! Au, cred că au parcat abuziv. Portarme clienți, eu nu-mi fac el taxista. I'm scared. Devi chiamare la polizia. Ma io non posso non fidarmi i clienti. A fost bun venit în Palermo. Bun venit în Palermo. Mafia Siciliană. Nu au voie. Să vină acolo cu mașina, să parcheze, că e locul lor. Asta s-a întâmplat. Camera numărul 8 se prezintă. Oh, yeah! Avem băutură acolo? Ia dă-te! Ia controlează, dar și noi o să cupem ceva. Uite, l-au lăsat o sigură de acolo. Este o băiță. E cu șurte ochii. Mișcați-vă puțin uite, fizic. Uite, aveți pastile de țințat. Nu am luat toate la noi. Mamă, ce cald e și cum se simte zi așa. Am mers un minut? Nici un minut n-am mers. Super, frate, e genial. E foame rău de tot și încercăm să găsim un restaurant cu specific italienesc, pizza, paste, nebunii din astea. Puțin așa să stau printre astea, maxim în 2 zile vorbesc limba italiană la perfecție. Nici nu fac griji. Va fa în culo, cazzo. Ragazzi. Uite prietenii. Sunt clienti. 20 de euro. 20 de euro. 89 de euro, 3 milioane de euro. Cazzo, e mișto. Eu 10 euro, 8 euro, 7 euro. Mamă, e mișto rău de tot. Vrei să mergem și mai în față? Că sunt mult, uite-le acolo câte sunt pe mare pe partea cealaltă. Mi-e foame, mă, de mine.
Vrei aici neapărat? Nu vreau aici. Te filmezi, vezi că asta pun când e nervosă și recalcitantă. De la mâncare face o înjunghie aici, asumat. Îi se dă grăsimea jos și când îi se dă grăsimea jos, îi se face rău. Devine foarte agresiv. La mâncare, ea la mâncare, dacă începe să facă ură pe mâncare, s-a terminat. Dar ea acum e prietenoasă, fiind faptul că se filmează. Hai că dacă e, căutăm niște porumb ceva să mâncăm. Mâncăm pietre. Bucură. Nu vezi că nu e nimeni aici? Unde? E pustiu. Păi înăuntru, mă. Păi stau în restaurant. Vara. Păi probabil pe partea cealaltă, nu Bianca, pe partea cealaltă. Uite, în partea cealaltă și lume. Păi uite câte restaurante mai sunt pe partea cealaltă. Păi da, uite și lume. E full. Este tot. O să ne acomodăm noi zilele astea să vedem cum e, că la început ești puțin mai crispat. Vibe-ul de Palermo. Full de oameni. Da, uite aici, puiul. Hmm? Ziceai că, dom'le, dar unde e lumea? Ia vezi. Hmm? Da, ceva. Sărim. Haide, domniță, sărim pe o pizzerie de asta, pe sushi, pe de toate restaurante, de. Hai. Hai, hotărăște-te. Aici. Hm? 7 euro, panini decent. Sunt criminale. Ce e puiul? Mai faci și la mișto. Ce? 3-4 bucăți bune, rău de tot, mă arunc în ele. Păi du-te, aruncă-te. Du-te, hai. Hai, treci la treabă. Am voie să... Treci la treabă, du-te. Pot să ciocănesc? Sigur. Bun, să degustăm. Arată genial. Boșilor, cam așa arată mâncarea. Am savurat și am devorat tot. Nu a rămas nimic. Foarte bun. Și ieftin, decent, 7 euro. Gustan Gemmaligara. Spune fratele tău, dacă stăm aici cât am zis, o săptămână și mă întorc acasă, vorbesc italiană cu toată lumea. Și să veniți aici, că e lux forță. 3, 3, 3. Wow. Ce să mai... Din prima. Ce să mai... Oh! La soluție. Uite, 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 Bă, dar mor sunt buruienile astea. Dimineața mergem să mâncăm. Știi că pe aici e cu dejun. Cred că este asta. Nu știu. Uite aici? Că a pregătit pentru toată lumea. Unde că nu văd? Nu vezi că au pus furculițe toate astea? A, da, pe mine, da, corect. Good morning. Unde ne punem? Uite ce mișto arată. Buongiorno. Buongiorno. Frankfurt. Mergem să ne bronzăm, să facem tenul frumos. Vă pup, ne vedem pe plajă. Ai ieșit la soare nebun, ai ieșit la perpeleală? El perpelissimo. Suntem la Erpela. Păi cum sunt munții ăștia, cum e făcut. Mi-e pusă plaja asta între munții ăștia doi. Gândiți-vă că noi
Va trebui să mergem undeva în partea asta, e un sus acolo, un parc din ăsta național. Vegetație sălbatică și o să luăm bicicletele și o să mergem acolo, probabil mâine sau până mâine. Aici e superb. The Vis ca în film. Mai ales acolo, că muntele se află exact în nori. E mișto, mișto. Avem și aici barul în spate. Bere autentică. Beau 5 din asta, mă fac morti. Din Moreti mă fac morti. De câte șezlonguri ocupate sunt, dar nu e nimeni la ele. Asta mi se pare foarte tare, îți dă o siguranță în plus, ca să poți să te duci și tu. Pe când la noi, la români, ești nemun, nu trebuie să stea unul singur la bagaje, trebuie să stea 2-3, că te operează imediat țărușii. Pești! Ne băgăm la fund să prindem pești. Uite câte iahturi sunt în față. Băi nebunilor, caut aici cu Mădălin un loc unde să luăm micul prânzul de familie cu dejun. Un grup de hipsterițe. Ce faci băi nebunule? Car ca Olga. Sunt Olga care ca nebuna. Ce care? Un sacuță de bani. Am fost la un restaurant, am mâncat. Dar a fost din ăsta, împinge tava și nu m-a dat pe spate și n-a avut rost să filmăm. Am cumpărat ceva ce jumate nu era bun. Mă rog. Salata mea a fost bună. A fost o salată și atât. Și acum mergem să căutăm un supermarket. Ca se aude. Dar toți sunt așa, numai vile. Unul nu-l vezi așa în mărăștean. Uite acolo pe muntele ăla, acolo sunt numai case. Sunt din Pakistan. Sunt pakistanezi. Umbrele, vadă de două ori vântul și nu mai umbrele. O transfer în prelate. Am descoperit un magazin după ce am mers 15 minute pe jos. Am ghis un magazin să ne cumpărăm și noi. Și ia să rup piciorul de pe capul. E că se umplu un turcos. Steagul este acolo, în stânga, pe acest restaurant sau ce e. Steagul României și steagul Italiei. Asta denotă că acela s-ar putea să fie restaurant românesc. Vedem. Mergem diseară. Araja Bianca zici că e cadou de nuntă. Pâine, nu știu ce, șervețele, martini, apă, chefir, cremă de brânză, două tipuri de salam, bere și sucuri 24 de euro. Eu zic că e ok. Zici că e cadou de nuntă. Exact, zici că e... Ți-am făcut layout. Le băgăm un frigider. Mai am aici o bătrână de seară care o s-o topesc acum. Da, că trebuie să-i n-am, că mai ciugulezi seara, mai stai, că nu poți să ieși în fiecare seară, te obosești cât mergi. Suntem gata de plecare. Mergem să căutăm un restaurant, să popăm, să vizităm, să ne dăm în ce găsim și să ne simțim bine.
Suntem în bazar. Bazarul din Palermo. €3 €5 €10 Uite-l pe prietenul meu. Aici m-am îmbrățnic. Mormoloci? Aruncă-te, da. Este acolo casa de food porn. Stări. Dar ce tacâmuri au ăștia? A, mișto, hai. Meniul lor este pe cod QR și scanez și pamă selectez din din pagina. Foarte tare. Pune ceva de pe această seară minunată. Uite cum arată un pițuc carbonara. Ce e acolo domnișoare? Capriciosa, nu? A terminat. Bun. Îmi place să mănânc aici cea mai bună pizza pe care am mâncat-o vreodată, ever. Cum mergeți dumneavoastră de obicei? Așa, asta e mersul. Mersul babuinului.